Românii nu au cunoștință de cauză de o serie de prevederi legale care, dacă nu sunt respectate, atrag sancțiuni în valoare de mii de lei. Românii care stau la bloc riscă o amendă de mii de lei dacă nu respectă prevederile stabilite în lege. În general, locatarii sunt obișnuiți să acorde atenție regulamentului de ordine interioară al Asociației de Proprietari. Totuși, Există cazuri în care intervine legislația și modifică anumite condiții, stabilind noi reguli pentru români. Așa se întâmplă și în cazul programului de liniște. Toți românii de la bloc trebuie să respecte orele de liniște stabilite prin regulamentul de ordine interioară al Asociației de Proprietari. Puțin știu că legea din România prevede de asemenea un program bine stabilit în acest sens. Dacă nu este respectat, riști să primești amenzi costisitoare. Programul de liniște este uneori stabilit de locatarii blocului de comun acord programele de liniște care se aplică în timpul săptămânii sunt diferite de cele ce se aplică în weekenduri. Regulile cu pricina țin de buna conviețuire în comunitate și nu sunt aceleași cu orele stabilite legal. Legea numărul 61 pe 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, stabilește foarte clar la ce ore trebuie menținute liniștea în blocuri, în mod special în weekenduri. În intervalele prevăzute în legislație, nu mai ai voie să folosești bormașina sau să asculți muzică la volum ridicat. Legea numărul 61 per 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcarea unor norme de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice arată că sâmbăta și duminica locatarii blocurilor trebuie să mențină liniștea în intervalele orare 22.08 și 13-14. Orele cu pricina au fost stabilite ținându-se cont că, în general, toți angajații sunt acasă în weekend. Trebuie precizat că Programul de liniște poate suferi modificări, însă doar în urma organizării unei ședințe a Asociației de Locatari. Așa cum este de la sine înțeles, decizia trebuie luată de comun acord. Locatarii care nu mențin liniștea în intervalele amintite și produc zgomote cu orice aparat sau obiect, ori prin strigăte sau larmă, riscă să fie sancționați cu amenzi costisitoare. Cea mai mică amendă este de 500 de lei. În funcție de gravitatea situației, poate să crească până la 1500 de lei, relatează playtech.ro.